Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Bineînțeles, astăzi, ultima joi din lună, am avut ședință de Consiliul Județean și, bineînțeles, și ședință de Consiliul Local, astfel încât vom discuta câteva hotărâri în prezența domnului Ciprian Ene, avocat. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara și bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii care ne privesc la această oră. Ați făcut un efort să veniți, știu asta, și vă mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și niciodată nu se refuz o invitație atâta vreme cât avem ce să le spunem buzoienilor. În această seară vreau să deschidem emisiunea cu un singur subiect ce mi-a atras atenția în hotărârea de Consiliul Județean, și anume faptul că la DGSPC Buzău, și anume Direcția de Protecția Copilului, așa cum o știe toată lumea, au avut loc niște schimbări semnificative în ultima perioadă. Dacă în urmă cu aproape o lună de zile discutăm despre schimbarea directorului de la DGSPC, și anume doamna Bădulescu era înlocuită de domnul Adrian Vintiloiu de către Consiliul Județean, astăzi am asistat la o nouă schimbare la fel de importantă și vorbim de directorul adjunct în persoana domnului Sorin Leonte, ce a fost schimbat cu doamna Iuga. Doamna Alina Iuga, ce de-a lungul timpului a ocupat diferite funcții și aș vrea să numesc aici funcții importante sau pe care le-am văzut eu a fi importante. A fost consiliera domnului Bugiu, l-a ajutat foarte mult în campanie, a ocupat funcții de consilier juridic la CJ, aceeași apartenență politică, bineînțeles, ca și domnul Bugiu. Este soția domnului Ionuț Iuga, fost secretar de stat la Ministerul Mediului pentru o perioadă foarte scurtă. A ajuns în guvernul USL cu ajutorul liberalilor, bineînțeles, rămânând acolo doar 6 luni, așa cum spuneam. Așadar, o schimbare ce ne-a luat cumva prin surprindere, dar pe care, dacă stăteam bine să ne gândim, poate o așteptam. Cum vedeți dumneavoastră această schimbare? Este dificil de spus. Schimbări la instituții de genul acesta se fac frecvent, atâta vreme cât nu există o descentralizare. Din nefericire, schimbările astea nici nu dau eficiență instituțiilor care trebuie să au un rol social și trebuie să activeze în slujba cetățenilor. Nu văd cu ochi buni, orice schimbare nu o văd cu ochi buni atâta vreme cât este o schimbare politică. Cu siguranță, pentru meritele deosebite sau pentru probabil intențiile ce vor urma să le aibă unii sau alții în politica autohtonă sau locală, să-i spunem așa, cred că e termenul mai potrivit, s-ar putea să primească niște privilegii de o asemenea natură. La Direcția Generală pentru Protecția Copilului este o problemă. Eu mă întâlnesc frecvent cu dosare în care cei care lucrează acolo sunt dosare la instanțele de judecată, sunt solicitați să facă diverse referate de anchetă socială pentru ca judecătorii să dea o soluție sau alta. Din punctul meu de vedere, această instituție nu a mers bine. Dar o instituție nu merge bine atâta vreme cât nu are o continuitate și nu are, șefi care să creeze o linie de competență. Acum, nu cunosc foarte bine competențele celor înlocuiți, cum nu cunosc competențele nici înlocuitorilor. Dar cu siguranță, ca să ajungi într-o funcție, într-o asemenea instituție, trebuie să ai niște studii de psihologie, de psihopedagogie, de sociologie. Trebuie să cunoști multe în ceea ce privește familia, dreptul familiei, drepturile copilului. Poate oarecare experiență în domeniu ca și angajat într-o astfel de instituție pe o altă funcție, până să urci din departament în departament, până să ocupi funcția de director adjunct. Spun asta pentru că, citind CV-ul doamnei Iuga, fostă Iliescu, și analizând un pic activitatea dânsei, se leagă extrem de mult de politic și apoi consilier juridic la prefectură, ulterior consilier juridic la Consiliul Județean. Și DGSPC-ul primește anual mai bine de jumătate din buget. Deci mai bine de jumătate din bugetul gestionat de CJ merge către DGSPC. Este atât de complexă această instituție încât ne întrebăm cam cât de eficiente sunt aceste schimbări, ce sunt mai mult decât vizibile, că vin dintr-un ordin politic.
Asta era principala întrebare ce ne-a venit în minte. Ce o poate recomanda pe doamna Iuga, cu o bogată experiență în politică, să ocupe funcția de director adjunct într-o instituție ce se ocupă de copii, de familii și de modul în care sunt gestionate cazurile sociale? Eu am un principiu, să știți că mie nu-mi place să vorbesc despre oamenii pe care nu-i cunosc. Dacă e să fac excepție de la principiul acesta, cu siguranță, dacă doamna Iuga nu are familie acasă sau nu are copii acasă, nu cred. În primul rând, cred că asta este condiția esențială. Să ai o familie și să ai copii acasă, pentru că în momentul în care ești mamă, în cazul dumneai, pentru că este femeie, cu siguranță ai și niște instincte materne dezvoltate și cunoști foarte bine care sunt nevoile copilului, care sunt transformările lui psihologice odată cu creșterea în vârstă. Asta ar fi un argument principal. Acum, eu sunt dezamăgit de clasa politică, nu doar locală, ci de clasa politică în general, dar mă opresc la zona asta, a țării noastre. Nu, ei nu doresc să facem treabă sau să fim, sau instituțiile să fie eficiente. Dacă faci daruri de genul ăsta unor oameni care nu sunt, poate că ei sunt foarte buni în ceea ce au făcut până acum, sau poate că sunt niște oameni deosebiți, dar dacă nu au competențele necesare pentru a lucra pe posturi de genul acesta, nu au ce să caute acolo. Nu au ce să caute acolo. Trebuie să îmbin în același timp veleitățile manageriale într-o instituție așa cum este și Direcția General de Protecție a Copilului, cât și cu competențe psihosociale. Dacă nu ai cursuri în cele două materii, nu ești un bun manager și nu ai câteva cunoștințe și eu zic destul de solide când vorbim despre copii în domeniul dreptului copilului, în domeniul dreptului familiei, în domeniul psihologiei și asistenței sociale, nu ai ce să cauți acolo. Și, bineînțeles, principalul lucru este, într-adevăr, să fii părinte. Pentru că dacă tu nu știi sau nu știi cum să crești un copil, pentru că nu ai făcut chestia asta în activitatea ta zilnică sau nu te-ai întâlnit în experiența ta de viață cu un asemenea moment, nu ai ce să cauți acolo. Și cu părere de rău, dacă lucrurile nu stau așa, nu cred că va face foarte mulți purici în această funcție, sau dacă va face foarte mulți purici acolo, unul sau altul, indiferent cine este pus, nu vor fi eficienți și instituția, societatea va avea de pierdut. Că una peste alta, cel mai important lucru este suntem noi, cei care mergem pe stradă, noi cei care vedem copii care cerșesc, noi cei care vedem copii bătuți sau maltratați de părinți sau de adulți sau de... Acele cazuri de care vorbeați dumneavoastră mai devreme, că până la urmă ajung și în fața dumneavoastră și vă confruntați. Ajung în fața instanței, da. Ca terță persoană, să spunem, într-o astfel de situație, dacă o luăm logic și nu găsim nicio motivație sănătoasă și logică pentru care o astfel de persoană, ce are o bogată experiență politică, dar nu are experiență în domeniul respectiv, este numită într-o astfel de funcție, trebuie să ne gândim automat că poate există un raționament politic pentru care doamna ocupă funcția asta, care ar putea să fie acesta. În momentul în care punem un director de o apartenență politică, da, PNL, ok, stăm 2 săptămâni și parcă nu ne e de ajuns, parcă ne gândim noi că dacă nu-l punem și pe adjunct tot penelist, nu ne simțim bine. Și atunci punem un director și un director adjunct peneliști, da, ok, vine CJ-ul și spune, ia să avem noi niște peneliști aici la conducerea de GSPC. Care e raționamentul? Trebuie să-l întrebați președintele Consiliului Județean care a fost raționamentul lui. Din punctul meu de vedere, este clar, raționamentul a fost un privilegiu acordat unui om loial sau unor oameni loiali lui. În acel sistem piramidal de consolidare care există în toate partidele, din nefericire pentru noi, că lucrurile nu merg bine din cauza asta, pentru că nu știm să alegem oamenii potriviți pe funcțiile pe care aceștia le merită. E simplu. Cu părere de rău spun lucrul ăsta. Da, n-ar trebui să ne pară rău, pentru că nu suntem vinovați cu nimic de faptul că raționamentele politice dictează mai degrabă în defavoarea celor care ar putea ocupa aceste funcții după ce fac ani de zile de școală, după ce se pregătesc, după ce, într-adevăr, își doresc astfel de joburi. Sunt oameni ce au potențial,
ce au făcut studii în domeniu, ce au și în domeniu, au și experiență și chiar ar vrea să se ocupe sănătos de o astfel de instituție, să o crească, să gestioneze mai bine un buget, peste care, dacă oricine, și dumneavoastră, și oricine, fără niciun fel de pregătire, dacă privește un pic peste bugetul de la DGASPC, înțelege că ar fi niște schimbări de făcut și ar fi loc de mai bine, cât să nu mai fim prostiți cu fel de fel de bani cheltuiți pe nimic, mai exact. Am asistat de-a lungul timpului la Buzău la astfel de numiri politice, în fruntea poate a celor mai importante instituții din județ. În opinia dumneavoastră, ca fiind observator, așa, poate chiar și politic, dacă nu numai ca cetățean, unde credeți că duce drumul ăsta al numirilor politice constante în funcții de o asemenea importanță? Este o întrebare la care răspunsul, pe cât de ușor ar fi, pe atât de greu ar fi de explicat. Unde se ducă? Duce la o ineficiență instituțională. Instituțiile nu mai sunt în slujba cetățenilor. Instituțiile devin strict societăți în slujba unor grupuri de interese. Iar acolo posturile se vor da întotdeauna pe principiul, nu pe principiul meritocrației, ci pe principiul nepotismului sau pe principiul loialității de partid, dacă îi putem spune așa. Dar toate lucrurile astea vor conduce la o ineficiență instituțională, ori nouă nu ne este necesar să ne adresăm unei instituții publice și să observăm că aceasta nu dă eficiență solicitărilor noastre. Și atunci când mergem eventual și plătim o factură la Administrația Finanțelor Publice, la Direcția de Taxe și Impozite a Primăriei. Acolo unde toți funcționarii facem o petiție, la Direcția de Asistență și de Protecție și Asistență a Copilului la Buzău și vedem că nu ni se răspunde. Sunt destul de multe situații în care această instituție are un rol atât de important în viața de zi cu zi a noastră, încât nici nu ne dăm seama. Mie mi-ar plăcea să nu mai văd copii cerșind în orașul Buzău. Bine zis. Nu știu dacă cei care conduc sau președintele Consiliului Județean ori primarul Buzăului cunoaște că în jurul Palatului Comunal sunt o puzderie de copii care cerșesc. Nu, asta chiar credeți că îi vede cineva din cei menționați în această instituție trebuie să ia măsuri cu privire la aspectul ăsta. Copiii aceia sunt nevinovați. Da, să spunem că dacă cerșetoria este infracțiune sau se încadrează într-o lege penală și nu este și este interzisă prin lege, se aplică adulților, dar copiii aceia sunt nevinovați. Acei copii trebuie supravegheați de către această direcție. Și ajuns trebuie la familia să li se respecte drepturile, pentru că ei nu au ce căuta pe stradă și nu doar acolo. Am dat un exemplu pe care Buzăinul îl cunosc foarte palat, bine. Zona centrală a orașului, a municipiului Buzău, este plină de astfel de copii. Așa și sunt cei care trec pe acolo. De multe ori suntem nepăsători, toți care trecem pe acolo. Dar mi se întâmplă frecvent să stau să mă gândesc la ei, cam ce viață tristă au acei copii. Nu este ușor să vii copil pe stradă și să cerșești. Că odată primești bani, dar a doua oară primești șuturi. Sau primești altceva de la... Sau la câte abuzuri sunt supuși copiii. Chiar și din partea părinților lor. Că dacă poliția locală vrea să afle ce se întâmplă cu acei copii, poate ajuta și instituțiile trebuie să colaboreze, e evident. Lucru care nu se întâmplă. Avem o ineficiență. Avem o ineficiență în ceea ce privește infracționalitatea locală. Și o spun cu mâna pe inimă, pentru că văd tot în centrul municipiului Buzău și nu doar acolo, văd grupări de hoți de buzunare care nu sunt anihilate de către poliția locală. Este prima poliție care trebuie să ia atitudine și trebuie să-i supravegheze. Nu de puțină vreme am văzut chiar pe strada cu Zavod, am văzut un bătrânel care încerca să-și găsească ceva în geantă și un golănaș din ăsta care stă și vinde telefoane mobile și brichete, briceage sau ce face el pe acolo. I-a băgat mâna în geantă, i-a luat portofelul, dar în urma lui era cineva care spunea stai că îl prinde, dar de fapt erau împreună, ca bătrânelul să nu aibă nicio reacție, să gândească că cineva facem? Avem un sistem al poliției locale ineficient. Poliția locală de ce oare? Este la rândul un burete ce absorbe sume fantastice în fiecare an. Exact lângă sediul îmi permit să continui discuția pe care ați deschis-o, pentru că e o latură ce mă interesează și pe care am mai tratat-o în emisiune și mă bat puțin de la subiectele principale și spun așa, acolo unde are poliția locală sediu, undeva în centrul orașului, vreau să spun că în parcul acela
Deci e mai mult decât vizibil că tinerii fac schimb de substanțe etnobotanice, se văd pe jos seringi, se distrug băncuțele din parc, e gălăgie până la 3 dimineața, e tâcă și e tâcă, iar poliția locală trece cu duba și efectiv am văzut un gest la modul ăsta. Nu ți-am zis eu să nu mai faci gălăgie, dai frumos să faci gălăgie și au plecat. Adică, dacă eu vă văd pe dumneavoastră că furați un portofel și îți vă bat obrazul că, domnule, nu-i frumos, dar despre ce am vorbit, nu mai furați portofele și plec, eu nu cred că asta vă oprește. Dacă poliția locală crede că un gest din ăsta face un infractor să nu mai facă a doua oară ceea ce a fost prins prima dată, se înșală. Să știți că nu v-ați abătut de la subiectul emisiunii. Vorbeam despre ineficiența instituțiilor controlată de primărie, de Consiliul Județean. Acesta este un exemplu de ineficiență. Da, de ce oare? Da, pentru că oamenii sunt puși pe posturi fără să aibă competențele necesare. Pentru că nu știu câți din cei care sunt angajați la Poliția Comunitară cunosc legea și știu cu ce trebuie să lucreze. Ei lucrează cu legea. Cu legea nu stai la discuții. Ori dacă cunoști legea, ești capabil să aplici legea așa cum trebuie și nu faci niciun abuz. Că legea a fost făcută de niște oameni care au stat și au studiat. În principiu, la un moment dat, pentru asta a fost. Însă, cu timpul, tocmai cei care ar trebui să aplice s-au deportat. Acum, chiar poate că, într-adevăr, o să deviez de la subiectul emisiunii. Pentru ce avem camere de luat vederi? De ce Buzău este supranumit Big Brother, orașul Big Brother? Pentru că acele camere sunt ineficiente. Am făcut și eu solicitări la primărie pentru diverse situații cu care m-am confruntat în fața instanței de judecată și mi-au trebuit probe. Nu au un hard bun ca să înregistreze pe o perioadă lungă de timp, iar în al doilea rând acele obiective sunt deja mutuite după 2 ani de zile de când ele s-au instalat. 2-3 ani, să spunem așa, că a fost în an preelectoral. Instalată pe o căruță de bani, cu siguranță. Nu, o să intrăm poate în altă emisiune, să intrăm cu discuția unde s-au dus banii aceia și ce s-a întâmplat cu ei. Dar lucruri de genul ăsta se întâmplă atunci când oameni incompetenți sunt puși în funcțiile pe care nu le merită și pe care nu, efectiv ei nu-și dau seama de ce sunt acolo. Și da, într-adevăr, e frumoasă emisiunea noastră că totuși aveți, cred că suntem la episodul 2, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, că vorbeam tot despre incompetență data trecută. Deci chiar continuăm linia, putem spune episodul 2 din discuția începută în urmă cu 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, sau poate chiar 3, și permit să fac un plus și să spun așa, că dacă am ajuns la modul în care sunt numiți directori pe funcții, iar ei nu se descurcă, trebuie să fac o buclă și să amintesc subiectul de ieri. Ieri, invitat în platou, pe marele subiect cu boala la animale, cum este ea gestionată, culmea, n-a fost niciodată în România și apare tocmai la Buzău, ori avem un ghinion teribil, ori cineva ne încearcă în mod constant. Apare această boală la Buzău, se îmbolnăvesc animale, se panichează lumea, ok, toate bune și frumoase. Și ce avem noi? Un DSV care trebuie să se descurce, să gestioneze. Bun. DSV-ul e tras de urât de prefectură, până nu vine doamna prefect ca să facă ceva, DSV-ul nu se mișcă, bineînțeles, prezent în emisiune doamna Adonis Dragnea. Foarte sigur pe dânsul, domnule, gestionăm corect. Și întreabă, doamna, dar cum vă simțiți noastră că a apărut boala la Buzău? A, doamnă, păi mă simt mândru că asta înseamnă că avem medici buni și au descoperit-o. Ok, zic că poate e o glumă proastă, trec mai departe și întreb, doamna, dar la Sirio au murit animale. N-au murit animale. Domnul Dragnea, credeți-mă, au murit niște animale. N-au murit de treaba aia. Bine, afirmă sus și tare aseară că n-au murit animale, că ei fac tot posibilul și că ei știu foarte bine ce e acolo. Astăzi ce spune comunicatul? Ups, animalele de la Sirio au murit de boala limbii albastre. Dovadă mai mare de atât că un director care la rândul toată lumea știe că ocupă o funcție pe criterii politice și că e atât de disperat efectiv să se țină cu dinții de scaunul ăla de director de la DSV, arată într-o emisiune televizată că e incompetent, că habar n-are. Dar el e mândru că a apărut boala asta la Buzău, că avem noi niște medici buni. Medici care, paranteză, sunt neplătiți. Nu e dovada supremă că oamenii ăștia sunt pe lângă? Ceea ce era de demonstrat. Exact. Nu știu, aștept, din păcate, astfel de cazuri vin în defavoarea altora. De exemplu, doamna Iuga, numită astăzi director adjunct. Peste o perioadă, cu siguranță, ca și toți acești directori numiți politic, ce habar n-au, fac gafe. Fac gafe cum a făcut domnul Dragnea aseară în emisiune. Și atunci ne aplecăm asupra lor și vedem că repercursiunile sunt asupra unor oameni obișnuiți care n-ar trebui să sufere aceste chestii doar pentru că un X sau un Y
stă pe lângă cine trebuie, e coada cui trebuie din politică. E penibil și le suportăm noi, care suntem pe lângă și care n-ar trebui să suportăm așa ceva. Cam asta a fost treaba cu directorii numiți politic. Așteptăm de la doamna Iuga, nu știu, să treacă, să vadă cam câți copii cerșesc în centru. Zic. Măcar atât. Sau multe alte situații care ar fi de rezolvat cu toți copiii și cu familiile care au câte 10 copii, din care 8 sunt trimiși pe afară să fure, să cerșească și așa mai departe. Ședința de la CJ a avut mai multe subiecte, dintre care numai acesta a fost suficient de interesant. Pe de altă parte, însă, în ședința CLM au fost câteva subiecte ce mi-au atras atenția și pe care o să le discutăm însă în partea a doua emisiuni, pentru că am ajuns la jumătate. Trebuie să arunc așa câteva cuvinte din aceste subiecte și vorbesc de faptul că la Urbiserv se reorganizează departamentele, se dau 12 oameni afară, dar plantăm floricele, pomișori și îngrijim spații verzi în valoare de 1,8 milioane de euro. Deci, dragi buzoieni, cam atât costă îngrijirea spațiului verde din municipiul dumneavoastră, aproape 2 milioane de euro. Da, nici mie nu mi-a venit să cred, sunt convinsă că nici dumneavoastră. Ne revedem în câteva minute după publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, așa cum v-am promis, în răpejor, alături de mine în continuare este Ciprian Ene, avocat. Domnul Ene, spuneam că trecem la ședințele de Consiliu Local și asta o să și facem. Prima hotărâre ce m-a atras atenția a fost reorganizarea de la Urbis și anume o nouă organigramă, cum spuneam, un nou ștat de funcții, printre care aflăm că 12 angajați vor fi disponibilizați în dorința extraordinară de a schimba un pic departamentele. Acest Urbis, care are ca acționar principal primăria, Buzău, bineînțeles, a primit anul acesta un buget fantastic, oftez, pentru că mie nu mi-a venit să cred. Trebuie să recunosc, nu mi-am aruncat ochii foarte serios până astăzi pe acest buget primit de Urbis pe anul 2014. Bine, după aceea o să spun că m-a șocat mai tare cel pe 2013, an deja încheiat. Anul acesta 8,6 milioane de lei, adică 1,8 milioane de euro pentru înfrumusețarea spațiilor verzi. Cum vă sună așa la urechi când auziți aproape 2 milioane de euro pentru spațiile verzi din Buzău? 1,8 milioane de euro înseamnă, pentru oamenii care sunt obișnuiți cu lei vechi, înseamnă 86 de miliarde de lei vechi. De lei vechi. Ca să știe tot buzoianul ce înseamnă suma asta. M-am amuzat. Știu de la data, cred că a fost luna februarie sau ianuarie când s-a votat bugetul. Nu mai știu. Am fost destul de atent. Da. Mai ales că veneam și după perioada în care eu fusesem consilier local și întotdeauna am avut o problemă cu bugetul. Nu l-am acceptat. Nu mi-a plăcut mie acel buget. Mi s-a părut că cel care administrează sau cel care coordonează direcționarea acelor bani ce reprezintă bugetul local nu merg unde trebuie. Și m-am uitat și acum și m-am amuzat și am zis, băi, incredibil, adică nu se poate, oamenii ăștia chiar sunt lipsiți de scrupule. Pe anul 2014 suntem primii pe țară care alocăm atât de mulți bani. Da, anul trecut, Arad, după Timișoara, după Cluj. Anul trecut ne bătea Bucureștiul, știu foarte bine, ne bătea doar Bucureștiul, eram pe locul 2, dar Bucureștiul este un oraș mare, de atâtea ori mai mare decât Bucureștiul. E Bucureștiul după aceea noi, îmi cer scuze, vorbesc de celelalte județe în afara de capitale, da, ok. Deci suntem pe locul 2 pe țară. Și după noi urmează Timișoara, Arad, Cluj și așa mai departe, orașe unde dacă vrei să iei cu lupa, nu găsești un chiștoc pe țigară pe jos. Da, așa este. Este cel mai ușor mod de a da bani la o societate de așa cum este Urbiserv și a nu ai pierde. A nu știi ce s-a făcut efectiv cu ei, ai pentru sifona. Că dacă plouă bine, dacă nu plouă iarăși bine. Mă simt ca în dicționarul cu sinonime. Încercăm să găsim un sinonim pentru modul în care se dispar acești jargon. E un termen din jargou, practic, a sifona. Ce să spun? Eu sunt dezamăgit. Urbiserv trebuia să fie o societate eficientă. Trebuia să fie o societate puternică. Este? Cu ceea ce face ea. Nu este o societate puternică. O societate puternică nu-și dă afară angajați. O societate puternică angajează. Din păcate, are legătură cu ceea ce ziceam mai devreme. Vorbim despre un director care este la Urbiserv. Oare ce merit are acest director? Ce merit are? Că s-ar putea să avem un șoc, așa cum am avut un șoc când am văzut și CV-ul domnului Tăscaru și alte CV-uri. Adică e fantastic. Dacă iei CV-urile oamenilor de acest gen, nu știu, și ne uităm la RER, cine e domnul Mocanu, la compania de apă, la în mai multe locuri.
Nu, este totuși, este totuși o diferență între alte societăți, dar Urbis Servu este o societate în care primăria municipiului Buzău este acționar, este asociat. Acționar principal și investește și bagă bănuți exact. Și așa mai departe. Și a băgat. Ori care ar fi meritul? Meritul că ai curajul să iei bani pentru a planta fire de iarbă, a le pune ca boabele de orez, ca firele de orez în pământ? Nu, este penibil. Iar eu rămân la părerea mea, Buzău este un Buzău urât. Iar dacă Buzău este un oraș urât, iar dacă Buzău este un oraș urât, se datorează în primul rând primarului municipiului Buzău și în al doilea rând acestei societăți, dar nu oamenilor care lucrează în societatea asta, oamenii aceia, și chiar îmi pare rău că s-au pierdut 12 posturi, ci celor care conduc această societate. Și culmea, mă uitam pe organigram, au 9 posturi de conducere. Pentru ce trebuie 9 posturi de conducere? Ce coordonezi? Nu trebuie decât să faci curățenie în orașul ăsta, ceea ce nu poate să facă firma de ecologizare. Adică tu să înfrumusețezi orașul. Inclusiv să acoperi niște gropi. Iar eu rămân surprins, pentru că într-adevăr, Buzău este ca după bombardament. De ce să ne ascundem? Avem și noi patru străzi asfaltate și toată lumea, când pleacă de acasă, se gândește cum să-și facă traseul să nu intre pe străzile alea. Exact. Da. Și ajungi să-ți faci planuri într-un oraș atât de mic cum este Buzău, să-ți faci planuri de genul ăsta. Și este un oraș după bombardament, da? Bun, hai, te înțeleg că e ca un oraș bombardat. Păi, dar măcar gropile alea care sunt, îți lași efectiv acolo, îți lași roțile de la mașină. De ce așa nu le-ați tupă pe alea? Mă uitam, treceam pe lângă, dacă nu mă înșel, strada Cometei se cheamă, undeva pe lângă parcul Marghiloman. A tras un cetățean din Buzău, a tras o canalizare. Probabil că nu știe nimeni că a tras canalizarea. Aia era o stradă bună. Și mergi, vii un pic mai tare cu mașina. Nu știi de ea, dar Urbis Serv trebuia să aibă oameni, sau cel care conduce Urbis Serv trebuia să trimită de dimineață până seara un om care să meargă pe jos, pe străzi, sau pe role, sau pe bicicletă, pe ce vori, sau pe un motoscooter, ca să nu obosească sau să nu-și tocească tălpile la pantofi. Au bani la buget, să vadă ce se întâmplă, merge cu mașina, ce se întâmplă prin orașul ăsta. Ori nu se întâmplă așa. Capul trebuie să pice într-o societate de genul ăsta. E clar că nu-și dorește să facă treabă. Iar, nu știu, să întrebăm ce vârstă are. Ce caut acolo la vârsta aia? Pentru ce? Ai o vârstă și ai vechime și primești un salariu foarte bun și asta te mulțumește pe tine? Pe mine, ca cetățean, și cu atât mai mult cu cât bugetul tău se compune din bănuții pe care îi plătesc eu la impozit, păi pleacă mă de acolo, lasă-ne, că nu văd nimic în orașul ăsta. Și panseluțe și spații verzi în Buzău, păi ferească Dumnezeu, despre ce vorbim? Centrul este deplorabil, să fim serioși. E urât. Vreți să mai vorbesc despre cartiere? Urât e cuvântul. Despre cartier nu vreau să vorbesc. Vreți să mai vorbesc? Să intrăm în Broșteni, care este aproape de noi, să vedem cum arată cartierul Broșteni, printre blocuri sau pe marginea aleii sporturilor, pentru că oamenii care și-au făcut case acolo unde erau grădinile rezervate ale sârbilor din Buzău, nu au posibilitatea să-și facă și ei o intrare cum trebuie sau să facă trotuar. Nu s-a gândit nimeni să le facă și lor un trotuar în fața caselor. Și stau ilegal, chiar ilegal stau, pentru că am studiat problema asta și au întins gardurile până în stradă, deși porțiunea până la gardul lor efectiv nu le aparține, dar îi înțeleg, pentru că primăria, dacă era o primărie puternică sau Urbis Serv, spunea, băi, hai să facem ceva, hai să ne punem toți la masă, uite, specialiștii noștri, cu cei de la urbanism, de la primărie, hai să facem Buzău să arate bine. Merg mai departe, intru în cartierul Dorobanți, plângi cu vorbe între blocuri, vezi arici, n-au ce să caute în Buzău. Nu, dar ei stau acolo pentru sunt că sunt... niște arici și în ei se înfic banii, dar vorbim despre altfel de arici. Dacă vorbim de animăluțele alea mici și drăguțe, cele mici și drăguțe cu țepie, nu, n-au ce intrăm... să caute. Le găsim la țară, deci, animăluțele alea. Dacă vreți, facem 10 emisiuni despre cum arată orașul ăsta și vă spun sincer, este deplorabil. Și eu cum m-am supărat, m-am mai supărat odată pe întâi stătătorul administrativ al acestui oraș. Așa, nu, poate nu, cei domnul de acasă, nu mă țin. Nu vă referiți la domnul de la Nu, pentru că și Urbis. Domnul Burada are un șef deasupra domnul lui. Are Burada un șef, da, este un șef pe instituția lui, dar are un șef care și pulsează banii pe care trebuie să-i pună bine. Să-i aranjeze bine. Cumva.
Așa, și m-am supărat pentru că încerca să-i educe pe Buzoieni, domnule, să dea zăpada. Și am zis, cum să-i duci pe Buzoieni să dea zăpada când orașul arată cum arată? Și normal că buzoianul când va vedea că iese pe o stradă curată, măturată, asfaltată cum trebuie, își va vopsi și gardul, își va pune și flori până grădină, pentru că viața lui va fi frumoasă, își va pune flori la balcon, va fi frumoasă. Va fi un impuls de a face ceva în momentul în care va vedea că i-a fost asfaltat trotuarul, că intrarea la poartă, la casă arată cum trebuie. Cu siguranță își va dori să îngrijească. Nu e nimeni nebun la cap ca în momentul în care îi se asfaltează trotuarul să ducă și să arunce gunoaiele în fața porții. Normal. Vom întreține și vom face ceva. Important e ca asta vă spun, cei de mai sus să facă un pas. Îmi pare rău. Este o societate ineficientă. Și mai mult decât atât, această societate este o societate comercială, Urbis Serv SRL, având în vedere ce servicii oferă, ar fi trebuit să fie top, adică ar fi trebuit să absoarbă niște bani, să nu-i trebuiască bani de la bugetul municipal sau să-i trebuiască de la bani de la bugetul municipal. Dar nu 2 milioane de euro. Strict pe ceea ce fac în Buzău, strict pentru ceea ce le trebuie. Dar ar fi putut să facă oferte altor orașe din județul Buzău, altor municipii din afara județului Buzău, pentru că ești o societate comercială. Ai un manager pe post de director sau ce este el acolo, cum îl cheamă, Burada sau altfel, oricum l-ar chema pe el, el trebuie să alerge după contracte sau să-i aibă pe cei din organigramă care se ocupă de lucrul ăsta. Ori să nu producă, se ocupă lucrul ăsta. Să aducă bănuți și să-i mulțească. Practic, corect. De la noi mai mulți bani sunt absorbiți. Păi nu, este o societate, cu părere de rău spun, este o societate comercială făcută strict, relație societate comercială și primit bani direct și instituție publică. Publică. Adică primăria Buzău se zice Urbis Serv. Ori nu există așa ceva. Lucrurile ar trebui să se schimbe. Dar oamenii care lucrează la Urbis Serv să nu se sperie. Pentru că dacă lucrurile se vor înțelege așa cum se face manageriatul în secolul 21, vor înțelege că societatea asta va prospera. Nu va fi la mâna unui dictator. Și mi-asum ceea ce spun. Și faptul că absorb acești bani, lucrează, fac, ei spun că sunt foarte ok și că fac serviciile foarte bune, dar dăm 12 oameni care afară. Servicii? Care servicii? Sunt curios, care sunt servicii? Deci, nu vreau să facem o emisiune, să mă întâlnesc și cu cei de la directorii de la Urbis, că vreau să văd și eu ce servicii bune oferă. Și eu aș vrea, cu ocazia asta, servicii dacă cei bune, de la Urbis haideți să vă spun eu servicii bune, ce chiar fac ei acum. Chiar aș vrea să vină aici în platou și să vorbească, să-mi spună domnul Burada, cu o hârtiuță mână, să spună, domnule, eu fac asta și asta și să vină așa da, cum team. Credeți că el știe? Și să demonteze tot ce spunem noi în acest moment. Ar nu știe să nimic. Să demonteze. Nu știe nimic. Știți ce face Urbis Serv acum? A blocat o arteră principală din centrul municipiului Buzău să pună niște borduri. Alea trandafirilor, astăzi pe unde am trecut eu, printre 10 muncitori transpirați, 8 stăteau, 2 săpau și ăia 8 erau ocupați să fluieră după fetișoarele de 14 ani care treceau pe trecerea de pietoni, un gest care m-a scârbit total, mai pe românește. Unde au mutat arabele și pun niște borduri în alea înalte de jumătate de metru, poate ne rupem și gâtul în ele. Și unde un prieten ce lucrează în zonă îmi spunea, băi, în 4 zile abia au asfaltat aia 20-30 de metri, cât sunt, în 4 zile. Astăzi erau în centru claxoane, înjurături, am auzit despre mamele tuturor șoferilor când am trecut pe acolo, deja așa, înjurături pe care nu le-am auzit până astăzi, deci era foarte interesant să stai în centru astăzi. Pietonii traversau peste tot. Cei care lucrau erau mai ocupați, care aduce berea rece și care mai face nu știu ce. Deci e un circ. Da. Deci e de stat în centru când asfaltează Urbisul, că e un circ, vedeți, așa gratuit. Vedeți nu cât, de, nimeni cât de eficientă este această instituție. Dacă ei fac într-o zonă în care nu ne trebuiau borduri. Chiar nu ne trebuiau borduri, ei să știți. Ei asfaltează acel trotuar acolo, despre care spuneam noi că este fărâmat total. Chiar ok, și așa. Bun, dar nu se puteau păstra bordurile vechi? Chiar și așa. Este o altă investiție. S-au adus și nouă o platformă cu borduri și trebuiau pusă undeva, nu? Da, v-am spus. V-am spus. Asta face Urbis Serv. Total anapoda. Total anapoda. Deci nu, ei n-au, v-am spus, unde ar trebui să fie eficienți, sunt nu sunt. Sunt străzi în Buzău care sunt râmate de la un cap la altul și săpate pentru canalizare. Nu exager și numai pentru canalizare, pentru fel de lucrări și așa mai departe, odată de oameni care fac de capul lor pe străzi în astea mai mici, pe numărate de peste 3 luni de zile. Eu n-am văzut o roabă cu pământ măcar pusă să fie nivelată acolo sau posibilitatea de a spune ceva, o să asfaltăm, o să facem, o să punem o plombă. Pentru că nu și asumă. Știu foarte bine că vor fi luați la ciomege de cetățenii Buzăului. E un mare noroc că sunt foarte eficienți în campaniile electorale. Asta e un noroc cu cei care conduc Buzăul.
Pentru că dacă n-ar avea eficiența asta și nu ar avea, ar avea structurile astea de partid care să-i ajute să-i propulseze, și mita electorală, celebra mită electorală, mie nu-mi place să mă ascund de lucrurile astea. Păi mita electorală... Se dă în diverse moduri. Inclusiv acum se acumulează mita electorală cu aceste contracte fabuloase, cu o societate care nu face nimic. Și vă spun, îmi asum lucrurile astea, chiar dacă nu am argumente palpabile, nu am argumente materiale, dar am argumente morale și am argumente vizuale. Și toți buzoienii vor vedea argumentele astea, că ies pe stradă și văd lucrul ăsta. Pare rău, da? Ăsta este orașul în care trăim, ăștia sunt oamenii care ne conduc. Și revin, să nu înțeleagă cei care lucrează la UrbiServ că societatea asta nu poate fi prosperă și nu le poate asigura salarii mult mai mari decât au. Da, poate, poate mai mult, poate să angajeze 200-300 de oameni în plus. Dar trebuie să ai un manager bun. Ori nu are așa ceva. Nu are. Și la cât este de lucru în municipiul Buzău, dar să lucrezi, efectiv să lucrezi, să dai eficiență, eficiență muncii și eficiență banului pe care îl bagi în acea muncă, are nevoie de foarte mulți muncitori. Da, asta este. E o chestiune simplă. E o chestiune de manageriat și de administrat o societate foarte simplă. E la îndemâna oricui. Cred că sunt primele lecții pe care, așa cum arată UrbiServ-ul, care primește bani, necondiționat primește bani. Vorbim oricine are și după 2 milioane de lei, după băncile facultății de management, va face profitabilă sau va face să meargă și va și arăta ceea ce poate să facă această societate. Din păcate, asta e. În ultimii ani, Urbis a făcut reduceri masive de personal. Deci, în ultimii ani, a dat afară oameni cu constanță. Deci, în fiecare an, dă oameni afară. Haideți să mergem. Dar să în fiecare an, auziți, absorbe tot mai mulți bani. Haideți să faceți o emisiune și cu privire la salariile celor care conduc UrbiServ. Să vedeți, oare de ce să dau... Poate înaintează în vechime și au niște sporuri de vechime care trebuie să se mărească. Haideți, de ce să nu ne gândim și la aspectul ăsta? O să facem și asta. Tocmai am terminat o campanie de făcut cu funcționari publici, printre care cele mai frumoșele salarii, așa, le-am găsit pe la compania de apă, unde avem, la fel, o organigramă destul de bogată, cât să dăm, nu știu, 60, 70, 80 de milioane de lei vechi, cât unui directoraș de departament, șef și ce mai sunt ei pe acolo. Și nu numai, ba pe la primărie, ba prin colo, aproape de 100 de milioane și nu e niciunul care să lucreze la primărie, la companie sau pe unde mai lucrează, fără să fie și membru în Consiliul de Administrație, ba la Transbus, ba nu știu unde și așa mai departe, de unde mai au câte 2000 de lei lunar, deci încă 20 de milioane de lei vechi, astfel încât și asigură niște bănuți foarte frumoși. Chiar și la Urbis avem membri în Consiliul de Administrație. Păi, o să facem. Ar fi frumos să vă uitați și la salariile celor care conduc această instituție și care este diferența dintre salariul unui muncitor și a celorlalți care lucrează în această instituție. Cu siguranță discrepanța între salariile celor nouă care conduc și ceilalți cred că este enormă. Și așa cred eu. Sunt convinsă de același lucru. Și ori nu cred că este normal. Da, într-adevăr, șeful este șef și într-adevăr trebuie să aibă un salariu mai bun. O susținere financiară? Pentru că de asta este pus acolo. Are și dar responsabilitatea mai mare. Dar trebuie să fie pe măsura efortului și pe măsura bunei manageriei. Nu știu, v-am spus. Mie nu-mi place Buzăul. Mie nu-mi place Buzăul și ca mine cred că sunt foarte mulți buzăi. Exact, ar trebui făcut un studiu cu ajutorul celor de acasă. Dragi telespectatori, întrebare. Vă place cum arată Buzăul? Vedeți investite în spațiile verzi? Subliniez, pentru a nu fi înțeles... 2 milioane de lei de euro. Subliniez, pentru a nu fi înțeles greșit și a nu mi se extrage din context afirmația asta. Nu-mi place Buzăul. Nu că nu-mi iubesc orașul, iubesc foarte mult. Nu-mi place cum l-au adus cei care îl conduc și cum arată acest oraș din cauza celor care nu l-au iubit. E o chestie de dragoste, pentru că atunci când iubești o femeie, îi oferi tot ceea ce îți dorești tu, tot ceea ce crezi tu că îi poți oferi ca ea să fie fericită. Ori cei care conduc, facem o analogie, deși poate este exagerată să comparăm Buzăul cu o femeie, dar chiar așa este, că până la urmă cei care conduc tot bărbați sunt. Și culmea, e chiar corectă analogia, pentru culmea, ca să pun și o ironie să fie discuția mai interesantă, le și cam plac femeile celor care conduc destinele Buzăului. Știți? Dacă este exact ca o femeie pe corect. Care o iubești. Eu îmi iubesc orașul ăsta, dar nu am ce să fac decât să vorbesc acum la televizor și să-mi văd de pătrățica mea și ceea ce pot eu să fac.
Dacă mă ajută Dumnezeu să fac ceva mai mult de atâta, cu mare plăcere voi face, cu riscul de a pierde în acest moment zâmbesc pentru că mi-am amintit momentul de după emisiunea la care dumneavoastră ați fost prezent în urmă cu 3 săptămâni, dacă nu mă înșel eu, după plecarea dumneavoastră, răscolind așa prin SMS-urile primite în timpul emisiunii, dar neavând timp atunci să le citesc, le-am citit după aceea. Multe SMS-uri, toate cu laude pentru dumneavoastră, ca fiind o voce foarte sănătoasă și foarte cerebrală, care știe să pună punctul pe i, și chiar două SMS-uri ce spuneau că Buzăul ar avea nevoie de un primar ca dumneavoastră. Și am zâmbit atunci, zâmbesc și acum, pentru că am ajuns la o discuție unde chiar e momentul să amintesc de SMS-urile respective. Păi ce o să zic, cineva ca noastră ar trebui poate la un moment dat să ocupe funcție de primar în Buzău și să schimbe ceva, pentru că au trecut 5, 6, 10, mulți ani de când cineva ocupă funcția respectivă, oamenii devin din ce în ce mai nemulțumiți, astfel de contracte care ne iau de proști, zic eu, și nu mă ascund să spun, ne determină să vrem altceva. Și pe noi, și pe cei de acasă, și pe cei care vorbesc. Și poate că o veni și vremea când altcineva o să ne conducă și o să fie mai bine. Am ajuns la final ediției și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru opinii. Și eu vă mulțumesc mult de tot. Cu mare plăcere voi participa la emisiunea noastră. Sper ca data viitoare să avem și o emisiune într-o notă mult mai veselă și mai optimistă, că întotdeauna avem subiecte foarte multe care să ne întristeze, dar putem găsi și subiecte frumoase. Deci, vreau să spun că recunosc cu mâna pe inimă, nu le caut. Domnule Iene, știți cum vin astea? Ca în desene animate când cineva merge și îi pică un măr în cap. Exact așa. Pur și simplu, pe aici prin redacție mai deschizi câte un buget la câte o societate, te mai uiți pe site-ul CJ-ului, mai vezi ce declară domnul Bugiu, te mai uiți un pic ce a mai zis domnul Boșcodală și pur și simplu ți-a prins niște beculețe așa, deschizi două site-uri, ai scos, ai citit, gata. Ți se urcă sângele la cap și îți dai seama cum ești prostit din bani publici. Ca să fac o paranteză, dacă nu lungim foarte mult emisiunea, să știți că eu mă minunez și m-am minunat din perioada în care eram la Consiliul Local, cât de puieril și penibil sunt niște oameni în niște funcții atât de serioase și de importante. Vă spun sincer, rămân uimit, adică nu pot să-mi explic cum poți să ai un raționament de o asemenea natură într-o funcție sau să nu citești tu un înscris pe care îl semnezi sau nu știu ce să faci. Mi se pare de-a dreptul... Da, e penibil. E penibil, îi privești exact ca în scenetele cu Stan și Bran și te întrebi ce Dumnezeu caută acolo și când își vor lăsa odată fotoliu să intre cineva care se ocupe cu adevărat de probleme ce se răsfrângă asupra celor de acasă. Dar poate trăim și momentul ăsta, repet. Să da Dumnezeu și îmi doresc foarte mult. Buzoienii au nevoie de o administrație locală puternică și pusă în slujba lor. Subliniez, întotdeauna voi spune că dacă îmi doresc lucrul ăsta și a transmit acest mesaj, nu este un mesaj electoral și nu este un mesaj populist. Este ceea ce îmi doresc și ceea ce simt din tot sufletul. Vă mulțumesc foarte mult pentru emisiune și mă bucur foarte mult că ne-am revăzut. Și eu de asemenea vă mulțumesc foarte mult, doamnele Ștemeu, și dumneavoastră vă mulțumesc ca de fiecare dată. Trebuie să rămâneți în alături de noi pentru că urmează să prezintă Maria Stoie jurnalul de la TV Buzău. Sunt Ilona Dute și ne vom revedea mâine seară la ora 18. O seară plăcută, la revedere!